Trebuie să știi de ce timpul curge tot înainte, de ce nu te poți întoarce înapoi în timp, deoarece, conform teoriei relativității restrânse a lui Einstein, trăim în spațiu-timp. Iar acesta are o structură cauzală, în care ești forțat să mergi înainte în timp. Spațiu-timp, ce e ăla? Să-mi explice cineva. Am înțeles, e vremea unei noi lecții de fizică. Oare numai pentru mine viața se simte ca o călătorie în timp? Copilăria, studenția, viața de părinte, toate se înșiră ca un șir al de mărgele în memoria mea pe o axă imaginară a timpului. Aș putea lua pozele pe care le-am făcut în timpul vieții și să le așez una peste alta, ca într-un pachet de cărți de joc. Pozele mai vechi jos, cele mai noi sus, așa cum este exemplificat în această imagine. Einstein a luat această ipoteză în serios și a dat structura matematică necesară. Iată cum a procedat. Să luăm acest spațiu bidimensional, planar, pe care stă o furnică. El este un spațiu în sensul matematic al cuvântului, pentru că pe el se pot defini axe de coordonate și vectori. Spunem că este un spațiu vectorial. Recunoaștem, parțial, forma vectorială prin teorema lui Pitagora. Pătratul distanței dintre două puncte este suma pătratelor diferențelor dintre coordonatele ortogonale. Să luăm acum aceste fotografii ale spațiului și să le așezăm una peste alta, la momente diferite de timp, ca în acest grafic. Pe axele orizontale sunt coordonatele de spațiu, iar pe cea verticală timpul. La un moment de timp, un plan orizontal, recunoaștem pozițiile de spațiu în care se află ceasuri, toate sincronizate. De la un plan la altul, în sus, în timp, ceasul arată momente ulterioare de timp. Mai vedem cum poziția unei furnici e un punct pe un plan, la un moment dat. Atunci, mișcarea unei furnici în timp este reprezentată de o linie aproape verticală. Numim linia asta linia de univers, furnicii. Pe linia de univers se găsește viața ei, copilăria în partea de jos și bătrânețea în partea de sus. Ce am creat aici este o reprezentare a spațiului și timpului, puse împreună. Dar este acesta un spațiu-timp? Adică există ceva intrinsec ce le unește pe cele două? Clar, nu încă. Pentru a vedea dacă un grafic de spațiu și timp este un spațiu-timp, trebuie să arătăm că are o structură vectorială, așa cum avea și spațiul obișnuit. Cum asta este complicat, mă voi limita la a vă arăta că și în acest spațiu-timp există o teoremă a lui Pitagora, așa cum există și în spațiul obișnuit. Iar această teoremă a lui Pitagora, cu semne schimbate, așa cum vom vedea, unește spațiul și timpul. Astfel, înțelegem și structura spațiu-timpului. Pentru asta, hai să privim acest grafic. Vedem aici pe axa orizontală spațiul și pe cea verticală timpul. Axa verticală am înmulțit-o cu viteza luminii, pentru ca acum să capete și ea unități de kilometri, cum are și axa orizontală. Vedem apoi un ceas care se deplasează din evenimentul 1, aflat în dreapta, în evenimentul ulterior 2, aflat într-o locație mai la stânga. Ce mă interesează pe mine este să calculez cât timp arată ceasul pe ecranul său în timpul acestei mișcări. În primă instanță, am putea spune că timpul trecut se citește pe axa verticală, adică T2 minus T1. Greșit! Acesta este timpul în sistemul meu de referință. Ecranul ceasului va arăta însă un timp diferit. De ce? Pentru că ceasul se mișcă și intervine dilatarea timpului. Timpul trecut pe cadranul ceasului se calculează atunci folosind formula dilatării timpului. Uite aici formula dilatării timpului. Am văzut într-un din episoadele trecute cât de ușor este ea de obținut. V este viteza ceasului, C este viteza luminii, delta T, litera mare grecească, este timpul trecut în sistemul meu de referință, iar DT, litera mică grecească, este timpul propriu trecut pe cadranul ceasului. Acum mai facem o șmecherie. Exprimăm viteza în funcție de poziție, adică V înmulțit cu delta T este delta X, drumul parcurs. Apoi înlocuim în formula precedentă și obținem o relație remarcabilă între timpul propriu trecut pe cadranul ceasului, DT, și valorile date de sistemul meu de referință, delta T, delta mare T și delta X. Este formula încercuită. Vedeți cât de mult seamănă formula asta cu teorema lui Pitagora, dar care are un semn minus. Ea ne spune că spațiul și timpul au o structură comună, că sunt într-adevăr un spațiu-timp, doar că matematica e puțin diferită decât am învățat-o noi la generală. Rezultatul final,
Dacă mișcăm ceasul de la poziția 1 la poziția 2, timpul indicat pe ceas se calculează direct cu teorema lui Pitagora, între evenimentul inițial și cel final. Acest timp propriu poate fi văzut ca un fel de lungime în spațiu-timp parcursă de ceas. Tot așa cum croitor măsoară lungimea cu metrul de croitorie sau ruleta, așa și ceasurile măsoară lungimea parcursă de ele în spațiu-timp prin timpul propriu pe care îl arată pe ecran. Sau altfel spus, timpul care trece prin noi este o măsură a călătoriei noastre în spațiu-timp. Uite aici un desen la care puteți da pauză. Am folosit teorema lui Pitagora în spațiu-timp, cu un semn de minus, pentru a calcula timpul trecut pe cadranul ceasului care merge de la A la B. Chiar dacă mișcarea durează 5 ani, timpul propriu trecut este de 3 ani. Asta înseamnă că lungimea în spațiu-timp între A și B este de 3 ani lumină, adică vreo câteva zeci de miliarde de kilometri. Vedeți cum, în acest spațiu-timp, croitorul are două instrumente de măsură, ceasul și rigla. Orice distanță între două puncte poate fi măsurată fie cu ceasul, fie cu rigla. Această distanță se numește în termeni tehnici interval relativist. Cum spațiul nostru are trei dimensiuni, spațiul timpul în care trăim va avea patru dimensiuni. Pentru completitudine, aceasta este formula cu care calculăm distanțele în el, adică intervalul relativist, notat aici cu S. Teoria relativității conține multă filozofie. Dacă spațiu-timpul are structură geometrică, înseamnă că el există ca un tot? Înseamnă că trecutul se află scris acolo și viitorul de asemenea? Iată ce scria Einstein despre prietenul său Michel Ebeso, decedat. Acum a plecat din această lume ciudată cu puțin înaintea mea. Asta nu înseamnă nimic. Pentru cei care cred în fizică, distinția dintre trecut, prezent și viitor este doar o iluzie încăpățânată și persistentă. Mulți dau asta ca un exemplu că Einstein ar fi crezut că trecerea timpului este o iluzie, că ceea ce am făcut și ceea ce vom face este scris în spațiu-timpul rigid, care este tot ceea ce este. E clar că structura aceasta clasică a spațiu-timpului trebuie modificată la nivel microscopic, acolo unde procesele cuantice introduc indeterminism, deci nu știm viitorul, și multiple realități virtuale ce coexistă pașnic în același moment de timp. Dacă însă asta se aplică și spațiului, rămâne de văzut. Dar îmi place să mă gândesc că viața mea este o călătorie în spațiu-timp, pe linia mea de univers. Pentru că în spațiu, viteza mea este mult mai mică decât cea a luminii, linia mea de univers este aproape verticală și în fiecare secundă fac 300.000 de kilometri pe axa verticală, în spațiu-timp. Într-o viață, călătoresc aproape 1.000.000 de miliarde de kilometri în spațiu-timp. E ceva. Iar lungimea acestei călătorii în spațiu-timp, intervalul relativist, este măsurată direct de timpul care trece prin mine. Călătoria mea este marcată în fiecare moment al ei de conul meu de lumină, pe care îl vedeți aici. Deoarece în spațiu nu pot depăși viteza luminii, linia mea de univers este mereu în interiorul conului de lumină. De aceea, călătoria mea în timp se desfășoară doar în sus, adică înainte în timp. De asta nu mă pot întoarce înapoi în timp, pentru că nu pot înclina aceste conuri de lumină. Chiar dacă, în final, spațiu-timpul va fi diferit de forma aceasta dată de teoria relativității restrânse, o vedea că liniile de univers ale particulelor joacă un rol important în interpretarea lui Feynman a mecanicii cuantice, acolo unde particulele se deplasează simultan pe mai multe linii de univers. La final, vă las cu această întrebare, la care vă rog să răspundeți în comentarii. Dacă toată viața mea este scrisă pe o linie de univers, de ce simt eu doar un moment din ea, adică acest moment? De ce acest moment și nu altul? Până data viitoare, vă mulțumesc pentru contribuțiile voastre de pe Patreon, dedicate special lecției de fizică. Ele sunt recompensate cu apariția numelui în această listă. În plus, membrii Schrödinger și Einstein primesc și răspunsuri directe de la mine, personalizate, la întrebările pe care le au. Dacă nu v-ați abonat încă la canal, o puteți face chiar apăsând pe acest buton de abonare. Linkul la cartea fizică povestită îl găsiți în descriere. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură și vă doresc numai de bine. La revedere!